Mă voi adresa în primul rând astăzi alegătorilor PSD de la alegerile parlamentare. Odată cu fluturașul de salariu aferent lunii ianuarie 2018, ați aflat că politicienii cărora l-ați acordat încredere v-au înșelat. E timpul să spunem pe nume unor adevăruri dureroase. 1. Olguța Vasilescu, pentru că despre dânsa este vorba astăzi, a fost și este total nepregătită pentru rolul de ministru al muncii. Diferența dintre salariu și venit este necunoscută. Nu a fost niciodată în situația de a acorda salarii din veniturile pe care le-a realizat prin munca dânsei. Nu a fost niciodată în situația de a explica vreun fluturaș vreunui angajat al dânsei. Știm acest lucru din biografia dânsei. În plus, niciodată nu a avut rolul de antreprenor sau de secretar de școală comunală de a fi pusă în situația să explice colegilor de ce luna aceasta, luna viitoare, banii de salar vor fi mai puțini, mult mai puțini. 2. Pe lângă faptul că e nepregătită, doamna Olguța Vasilescu este incompetentă. Nici când se discuta legea salarizării în Comisia de Muncă și nici până în ziua de astăzi nu are habar de efectele acestei legi și a celorlaltora care vin la pachet. Dacă ar fi fost competentă, nu ar fi fost nevoie de o serie de ordonanțe de urgență care să cârpească cadrul legal. Dacă ar fi fost competentă, ar fi putut să prezinte studiul de impact a ceea ce se află în fantasmagoriile anexei la legea salarizării. Nici până în ziua de astăzi acest lucru nu l-a putut face. A lăsat însă să zburde salariile din administrația publică locală, nefăcând diferența între incompetenți și competenți. Nu, pentru că, știm bine, în ziua votului va fi nevoie de votul celor incompetenți, dar clienți politici. Apropo, plată integrală la aceeași muncă, spunea antevorbitoarea mea. Uitați-vă la salariile din administrația publică locală. 3. Nepregătită și incompetentă, Olguța Vasilescu este și mincinoasă. Ultima minciună a spus-o chiar aici în plen. Atunci când contribuțiile la pilonul 2 de pensii scad cu 11,73% și asta e verificabil matematic, să vii să spui cu tupeu aici că nu au scăzut, asta se numește pur și simplu minciună. V-a mințit doamna Lia Olguța Vasilescu, alături de colegii dânsei, sigur, nu singură, atunci când vă spunea că din iulie 2017 salariile vor crește cu 25%. A omis să vă spună că aceste creșteri vor fi doar în brut și nu în net. Ne spunea în Comisia de Muncă, privindu-ne în ochi, faptul că trecerea contribuțiilor de la angajator la angajat nu va avea un impact asupra creșterilor salariale preconizate. Ei, s-a întâmplat exact invers. Doamnă Lia Olguța Vasilescu, renunțați, vă rog, la ipocrizia de a susține că legea salarizării și involuția fiscală a domnului condamnat penal Darius Vâlcov nu au vreo legătură. Știți foarte bine că vin la pachet. 4. Nepregătită, incompetentă și mincinoasă, Lia Olguța Vasilescu acoperă toate acestea prin tupeu. Dar precum am mai spus-o mai multor guverne din care a făcut parte, vă vedem. Și foarte mulți români văd în fluturașii de salariu minciunile spuse cu tupeu. Tupeu și nimic mai mult. 5. Într-un final, nepregătită, incompetentă, mincinoasă și cu tupeu, Lia Olguța Vasilescu provoacă neîncredere și instabilitate în mediul economic. La 2 luni distanță de la involuția fiscală, nici de cum revoluție, să ai un eșec imens, acela că jumătate din salarii nu au fost modificate în revisal, acest lucru trebuie decontat. Apropo, chiar dacă termenul este martie, salariile lunii ianuarie vor fi fost plătite deja. Dragi votanți PSD, ați votat probabil cu îndrăzneala de a crede în ceea ce s-a dovedit a fi minciuni prost pregătite, puse în practică de oameni incompetenți, dar cu tupeu. Astăzi e ziua de bilanț a doamnei Lia Olguța Vasilescu, iar dânsa trebuie să-și asume răspunderea pentru haosul creat prin legea salarizării scrisă pe genunchi. Doamna Lia Olguța Vasilescu, doamna ministru, când primiți 2 cartonașe roșii consecutive,
se cheamă că trebuie să înțelegeți că e timpul retragerii definitive din activitate. Îndrăzniți să credeți că se poate fără minciună, fără incompetență și mai ales fără dumneavoastră. Mulțumesc.